Salutare, prieteni dragi, și bine ați venit din nou la o nouă rețetă! Astăzi m-am gândit să pregătesc pentru voi o prăjitură tăvălită mai sănătoasă. Este o rețetă foarte rapidă, veți vedea că se prepară foarte ușor și este foarte bună. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum o pregătim! Într-un bol vom adăuga 120 ml lapte de migdale, 130 ml apă minerală, 50 ml ulei, un praf de sare, 120 de grame eritritol, pentru că este mai sănătos, 2 lingurițe pastă de vanilie și amestecăm cu un tel. Dacă nu aveți eritritol, puneți zahăr normal. Acum vom adăuga 230 de grame de făină, 8 grame praf de copt și amestecăm foarte bine să nu rămână cocoloașe. Compoziția noastră este gata, acum vom avea nevoie de o tăviță de 20 cm tapetată cu hârtie de copt. Vom turna compoziția, după care o vom da la cuptor timp de 30 de minute la 180 de grade Celsius, dar acest lucru depinde de fiecare cuptor. Prăjitura noastră este gata, acum o vom lăsa să se răcească foarte bine, după care o vom scoate din tăviță și o vom tăia în cubulețe mai mici, așa cum am procedat și eu. După care le vom da deoparte și vom continua rețeta. În continuare pregătim sosul de ciocolată. Pentru sosul de ciocolată vom avea nevoie de 200 ml de lapte de cocos, 80 de grame sirop de cocos, dacă nu aveți, puneți miere. 70 de grame ulei de cocos, 2 linguri rom sau puteți să puneți și esență de rom și vom cerne 40 de grame de cacao. Iar acum această compoziție o vom pune pe foc și amestecăm cu un tel. Amestecați bine să nu rămână cocoloașe de cacao. Când va ajunge la punctul de fierbere, lăsăm să fiarbă 2 minute. După cele 2 minute de fierbere, vom lua crăticioara de pe foc și o lăsăm 15 minute să se răcească. Între timp vom pregăti într-o farfurioară cocos și fistic. Dar puteți folosi și nucă, alune, arahide sau ceea ce aveți prin casă. Vom lua un cubuleț de prăjitură și îl vom da bine prin sosul de ciocolată, după care îl vom tăvăli prin fistic sau cocos. Și vom continua la fel și cu celelalte cubulețe de prăjitură. După cum vedeți, dragii mei, este o rețetă extrem de ușor de pregătit, nu are nimic de invidiat cu rețeta originală. Se poate pregăti foarte ușor și o poate mânca toată lumea. Iar cu acestea spuse, eu acum doar vă doresc poftă bună, spor la treabă și numai bine tuturor. Sper să vă placă rețeta și să o pregătiți. O zi bună! Pa, pa!